Producția de alimente a scăzut îngrijorător în ultimii ani și am ajuns să depindem de importuri ca să putem asigura consumul. Producem doar puțin peste jumătate din carne de porc pe care o consumăm și mai puțin de 35% din zahăr. Nici când vine vorba despre lactate, ouă, ulei, fructe sau legume, nu scăpăm de importuri. Mai dificil să produceți acest... E mai dificil pentru că nu mai avem bani. Substanțele s-au scumpit, îngrășământul s-au scumpit, substanțele pentru tratamente. E primul an în care e un pic mai greu, adică de când produc eu merele. Cu toate că cei mai mulți apreciază gustul și calitatea produselor autohtone, românii nu cred că producția internă este suficientă pentru a umple tarabele din piețe și rafturile magazinelor. Nu mai au cine să le cultive. Mulți, foarte mulți, sunt plecați și atunci de-abia fac bătrânii, vă dați seama, munca aceasta care este foarte grea. Nu avem solari, nu avem, trebuie mai cu solari pe să acoperi toate în România și noi nu mai avem. Mai are... Și atunci ce să facem ca să creștem producția? Păi ce să facem? Facem solare mai multe, să statul să-i ajute, să-i subvenționeze, nu? Că așa se poate să ne aprovizioneze cum trebuie. O mare problemă de care se lovesc producătorii este prețul energiei și cel al îngrășămintelor. În ultimii ani, focarele de pestă porcină au scăzut producția de carne de porc, care acum acoperă doar jumătate din consum, în condițiile în care în 2015 acoperea 70%. Aici la energie nu stăm cu mult mai bine. Există zile în care importăm aproape 20% din consumul de energie electrică, iar în cazul gazelor naturale, a spus-o și ministrul energiei, suntem în continuare dependenți de gazele rusești. Până când autoritățile vor găsi o soluție pentru a încuraja producția, produsele de pe mesele românilor vor fi în continuare aduse în mare parte din afară. În 2021, țara noastră importa 70% din produsele de la raft.